Cine ți-a insuflat? Ai spus că acum și se face legătura cu o întrebare pe care o aveam pentru mai târziu, cumva, vezi, nimic în viață nu se poate programa. Pentru că totul este, mă rog, la noi, la mine, în tot ceea ce fac eu este real și așa, curge pur și simplu natural totul. Cine ți-a insuflat credința în Dumnezeu? Bunica. Bunica. Dumnezeu să o odihnească, Maria, mama mamei, la care am locuit pe perioada liceului. Am avut câteva probleme de sănătate și mama mea a rugat-o pe bunica să mă găzduiască la ea ca să pot să învăț în liniște. Suntem patru copii la părinți, trei fete și un băiat și normal, într-o casă mică, apartament cu două camere și patru copii. Era așa, mai multă gălăgie, plus că trebuia să mănânc anumite lucruri, anumite feluri de mâncare mai dietetice. Nu era ceva foarte grav, nu are legătură cu afecțiunea pe care am avut-o acum la această vârstă. Am făcut hepatită, cum se spune, ca orice copil, virală, deci nu, dar o lună, două, am fost sub observație medicală după internarea de 3 săptămâni și jumătate de an a trebuit să mănânc regim strict. Și atunci bunica îmi gătea mâncare de regim pentru că și ea avea niște suferințe și atunci era mult mai ușor față de acasă, unde mama gătea pentru persoane sănătoase, inclusiv cu prăjeală, inclusiv cum se gătește în Moldova, foarte gustos, ceea ce eu nu puteam să mănânc, cu sosuri, știu, de care nu-ți plac și care nu sunt indicate pentru dietă, pentru ținută. A, dacă eu mănânc... Dar la noi se mănâncă foarte mult cu sos și ciorbe și smântână. Și în acea perioadă am descoperit credința, bunica se ruga foarte mult dimineața, întotdeauna înaintea mesei și după masă și seara la ora 12 avea un ritual, deci nu se culca până nu se ruga și citeam cu ea acatiste. Când nu vedea foarte bine, îi citeam eu și mergeam în fiecare duminică și sărbătorile la biserică. Tu pur și simplu așa ai crescut. Și așa am crescut. Și așa am rămas. Când am venit în București, nu m-am schimbat. Dar nu m-am putut schimba. De 6 luni ai stat intensiv, mă rog, permanent intensiv cu bunica ta. Intensiv pentru că am avut nevoie de acel regim, dar am stat pe urmă în continuare, fiindcă și familia mea s-a mutat în blocul unde locuia oricum bunica. Okay. Și am rămas împreună, la un alt apartament, odată cu divorțul părinților. Tu ai o sensibilitate extremă. Și eu am. Dar, în general, eu încerc să-mi controlez așa totul, pentru că mă descurc singură cu foarte multe lucruri și atunci trebuie să par această stâncă. Ai o sensibilitate imensă pentru bătrâni. Cred eu că cumva a început atunci, înseamnă. Până acum nu te-am întrebat. Nu, n-am așa vorbit. Da. Nu te-am întrebat nici... Ai o sensibilitate și o... Nu știu. Cred că e normă pentru bătrâni. La am un moment dat... Când ai vorbit la Mihai Gâdea despre tatăl da, tău. Da, eu sunt foarte... Deși eu și soțul, așa pur și simplu, ne-au țâșnit lacrimile. Nu ne-am putut opri. Cumva, la un moment dat în anii tăi de mandat, cumva chestia asta aproape că s-a întors împotriva ta, la propriu. Adică societatea, nu știu, în ce hal real trebuie să fii să-ți pară rău că dai bătrânilor. Adică cumva această tema a bătrânilor, nu numai că s-a întors împotriva ta, dar a devenit la un moment dat, și asta mi s-a părut... Nu deplasat, mi se pare ceva care nici nu mai este despre oameni, da? Deci această temă a devenit una din temele din piață. Da, țintă de atac. Deci, oamenii, de aceia, atac. Oamenii care au ieșit în piață, eu nu am nimic cu oamenii care au ieșit în piață, mă rog, tu știi, oamenii care au ieșit în piață sau care n-au ieșit, nu. Unii cred, unii, nu contează. A devenit o temă, grija pentru bătrâni. Adică o temă negativă, că nu trebuie să avem această grijă. Când, de fapt, ei, la propriu, suntem noi. Cine suntem noi fără părinți? Cine sunt părinții fără bunici? Cine suntem noi, de fapt, fără istorie, în general?